De pe 20 august, 3 trenuri intercity vor deveni trenuri interregio. 2 dintre ele circulă pe ruta Suceava-București și invers, se arată într-un comunicat de presă transmis de CFR Călători. Motivul pentru care s-a făcut modificarea este creșterea gradului de accesibilitate la călătoria cu trenul, întrucât prețul scade. Compania de căi ferate anunță că cele 3 trenuri care vor deveni interregio circulă de luni până vineri, fără modificarea orariilor și a stațiilor de sosiri-plecări. Este vorba de Intercity 553 București-Nord-Suceava, Intercity 554, care circulă din Suceava la București-Nord, și Intercity 564 de pe ruta Mărășești-Iași. Prețul biletelor va scădea, astfel un bilet pentru o călătorie de la București la Suceava costă începând de marți 134 de lei și 90 de bani la clasa 1, față de 163 cât costa până acum. La clasa 2 vom plăti 85 de lei și 70 de bani în loc de 113 lei și 60 de bani. Tot de la 20 august, CFR Călători a decis să anuleze alte 3 trenuri pe direcția București Ploiești și Mărășești-Iași. De aceea, compania solicită clienților să se informeze înainte de a-și programa o călătorie la telefon 0219521 sau să acceseze site-ul www.cfrcălători.ro.